Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Sănătate în bucate. Eu mă numesc Ana. Eu mă numesc Marius. Și noi astăzi vom duce o mică lecție concomitent și vom găti ceva gustos. În special, vom vorbi astăzi despre legumele care sunt specifice pentru vară. Marius, spune-mi, te rog frumos, ce legume știi tu specifice pentru sezonul de vară? Pentru sezonul de vară, eu știu legume specifice ca bostanel, castraveți, roșii. Concomitent, cum vom discuta tema, vom găti și legume la cuptor. Pentru aceasta avem nevoie, Marius, te rog să mă ajuți. De ce o să avem nevoie ca să gătim astăzi? Astăzi vom avea nevoie de bostanel, ardei roșu, vânătă, usturoi, sare cu piper negru și piept de pui. Așa. Spune-mi, te rog, de ce din toate tipurile de carne noi am ales anume pieptul de pui? Fiindcă pieptul de pui este cea mai sănătoasă carne. Așa. Hai să începem. Uite, o să mă ajut, te rog, să pui sare și pipierul. Așa. Mă ajut să amesc. Spune-mi, te rog frumos, legumele pe care noi le găsim astăzi în piață, pe care noi le cumpărăm, cum mai bine, să trebuie să le consumăm acum sau putem să le consumăm cu același succes iarna? Trebuie să le consumăm acum, fiindcă ele, dacă stau până iarna, ei le produc cu chimicate și nu sunt. Într-adevăr, toate legumele care noi le găsim în magazine pe timpul primăverii sau în perioada în care nu este specific ca ele să se coacă, ele sunt crescute cu diferite substanțe chimice, ele sunt forțate, să zicem așa, ca să se coacă, de aceea ele nu mai sunt într-atât de sănătoase și nu mai conțin aceeași cantitate de vitamine. Dar spune-mi, te rog, ce conține pieptul de pui? Pieptul de pui conține multe proteine. Așa. Uite, acum am să te rog să mă ajuți să tăiem bostanelul. Eu am să tai. Așa. Îl tai de lungul, frumos. Așa. Ups. Dar ce conține bostanelul? Bostanelul conține antioxidanți care ajută ca să avem o piele mult mai sănătoasă, deci este foarte benefic ca noi să-l consumăm. Apropo, Marius, spune-mi, te rog, cum este cel mai bine ca noi să consumăm legumele pe care acum le avem? Să-l curăț concomitent? Cel mai bine este ca noi să le consumăm crude. Dar dacă unele nu pot fi consumate crude, ce facem atunci? Din fiert, copt și prăjit, care este cea mai bună metodă? Copt, corect. De ce vara trebuie să consumăm așa o mare cantitate de legume? Deoarece vara ele sunt cele mai sănătoase și conțin o cantitate foarte mare de vitamine, iar organismul nostru are nevoie de aceste vitamine. În timpul iernii, din cauza lipselor acestor vitamine, organismul nostru duce o insuficiență. De ce este foarte benefic ca noi acum să alimentăm organismul nostru cu cantitatea necesară de vitamine. Acum noi o să avem nevoie, până aici, acum noi o să avem nevoie de tigaie. Am să te rog să mă ajut să tăiem usturoiul pentru carne. Așa. Vrei să spun ce vitamină conține usturoiul? Ce? Corect. Vitamina C, care este benefică pentru imunitatea noastră. Așa. Tăi aici direct de suta. Așa, te rog acum să amesteci. Acum trebuie să punem legumele pe tavă. Așa, te rog să mă ajut. Așa, toate legumele. Da.
Dar spune-te rog, ce conține vâna ta, știi? Da. Vâna ta conține o gamă largă de vitamina B. Într-adevăr, conține o gamă foarte largă de vitamina B, vitamina B1, B3, B5, B6. Iar acum noi o să punem pieptul de pui, te rog să mă ajuți, pieptul de pui în pe fiecare din aceste legume. Produsele importate. Deoarece atunci când ele sunt importate, ele sunt culese încă verzi și sunt, să spunem așa, forțate ca ele să se coacă și ele, din cauza că nu sunt coapte în anturajul în care este într-adevăr necesar, ele nu mai sunt într-atât de benefice. Chiar uneori sunt cancerigene, de aceea este foarte bine să evităm legumele și chiar și fructele care sunt importate. Cel mai bine să consumăm legumele care sunt la noi în grădină sau pe care noi știm de la un producător din Moldova, care știm că nu este necesarul un timp foarte mare de a transporta și nu va fi necesar ca ele să fie culese verzi. Acum este necesar să le punem la cuptor la 160 de grade timp de 20 de minute. E gata, este necesar ca să scoatem tigaia, punem cașcaval deasupra, apoi o să mai punem pe 5 minute. Sunt gata, iar acum cred că a venit momentul potrivit ca noi să gustăm capodopera noastră. Le placă foarte mult și la telespectatorii noștri. Vă așteptăm la emisiunea viitoare și vă mulțumim pentru atenție. La revedere! Pa, pa! La revedere!